mai să puteți să rostogoliți așa tot acest deficit? Pentru că sunt și specialiștii care spun că ar fi trebuit de la început să prevedeți în buget aceste lucruri. Domnule Miroiu... Da, foarte frumoasă această frază pe care o spune domnul Daniel Zamfir. Când mă împrumut ca să mă dezvolt. Dar din păcate realitatea este cu totul asta. Când ne împrumutăm ca să avem salarii bugetare și dezvoltarea aceea de care spune dânsul acum, nu o vedem pe niciunde, nici în județul Gorj și nici în toată țara. Din păcate. Nu vedeți autostrăzile care se fac, domnule, ce scuze? Fără nicio supărare, facem aceste autostrăzi de 30 de ani, pe când alții le fac în 5 ani. Nu avem până la ora actuală nici măcar 1000 km de autostradă și tot punem în față, facem autostrăzi. Îmi pare rău, în județul Gorj există un proiect pentru un drum expres, care de 20 de ani se tot lucrează la acel proiect, dar nu s-a pus o pietricică pentru infrastructura drumului respectiv. Nu vă supărați, haideți să fim realiști. Vă rog, răspundeți, domnule Zamfir. Realiști suntem